Poliția română încearcă să folosească cu umor rețelele de socializare ca să transmită informații despre activitatea proprie. Părinții ascund cadourile de copii în perioada sărbătorilor. Îndrăgostitul ascunde inelul de logodnă până în ziua cea mare și ei au încercat să ascundă ceva. Ce credeți? nu le-a ieșit. Au scris polițiștii pe Facebook despre o captură de 33.000 de țigarete de contrabandă care erau ascunse în pereții falși ai unui autotren. Mașina a fost oprită ieri în trafic de polițiștii din Ilfov pe drumul național Centura București. Din investigații a rezultat că țigaretele erau transportate pe ruta Republica Moldova-România, destinația fiind localitatea Popești de Orden din județul Ilfov. Marfa urma să fie comercializată pe raza municipiului București. Șoferul tirului, un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Tirul și țigaretele au fost ridicate de polițiști în vederea confiscării, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 22.500 de lei.